Da. Kinga, ce e cu tine? De ce ești așa? Nu mă simt prea bine, scam fierbinte. Ce-ai făcut azi noapte? M-am plimbat. Ești îndrăgostit. Pe unde te-ai plimbat? Păi, nu știu cum se numește zona. Da. Am găsit și un hotel foarte frumos pentru date. Hotel? Te-ai găsit? Da. Vrei la hotel, la date? Da. Cu cine? Cu Ionuț. Auzi. Ce faci, Ionuț? Îți muști buzele? Le-am uscat de la căldură. Da. Am fost să-mi iau de mâncare doar că era un închis. Așa-i noaptea. De obicei. Și ce ai mai făcut? Am stat pe un pod, am fost într-un parc. Port? În ce pod? Pod sau un port? Am stat pe pod acolo. A, pe jos. Pod. Pe pod. Noaptea. Pod. Deci noaptea după ce... noaptea după ce filmăm 13 ore pe zi, tu te duci noaptea pe pod. Mai ai unde mă la rol? Eu pic așa. Ne dai voie să le arătăm și colegilor tăi videourile trimise? Da, mai întâi pot să spun ceva? Da, te rog. Peter, îmi cer scuze și eu nu, să știi că îmi pare rău. Ești un bărbat. Ești un bărbat? Ești... Da-s-o? E tot ce e bine. Îmi cer scuze, eu nu, dacă te-am... Nu, dar era foarte supărată și simțea nevoia să se descarce. Ce, și s-a filmat în timp ce ne spunea niște lucruri. Okay. Vreți să vedeți ce videouri ne-au trimis? Da! Kinga aseară? Da. Sigur? Da. Bine, fetelor, Ionuț, atenție. Bye, bye. Sunt acuzată că dau informații. Când mă întâlnesc noaptea cu un băiat, cine știe, poate umplu și pe mintea fetelor că știu ele detalii despre mine. Pe bune? Păi să nu mă enervezi în emisiune. Uite așa tremură carnea pe mine. Nu pot să-mi desfășor și eu activitatea. Aici sau în fața hotelului, aici le urmăresc. Ce crezi? Aici stau. Nu le aștept pe ele aici? Bun. Altă treabă, altă problemă. S-a trezit el Ionuț al meu în emisiune. Uite așa. Și că mă căuta. Și că era pierdut. Maică. Așa. Și că mă căuta cu unta roșu. Nu știu, unde mă căuta? Nu știu, fii atent. Doamne Andreea, nu mai pot. Și că l-am pus la cărat. Nu mai pot, chiar nu pot face față. Ce mă? Cum poți să spui că nu faci față unei fetițe? E prea agitată, îmi pun lumea în cap. Dar ce crezi că am nevoie de aleați? Nu mulțumesc, mă descurc singură. Astea sunt niște probleme. Sunt supărată, pe bune. Sunt supărată, dar cine mă crede? Nu mă crede nimeni că sunt supărată, nimeni. Așa sunt eu, pur și simplu. Mă înțelege cineva? Alo, mă înțelege cineva? Pur și simplu, sunt agitat. Asta sunt eu, nu mai pot. Te iubesc, vă iubesc. Valeu. Nu. Așa sunt eu. Îți dai seama că nu ești care nu arătăm? Că ne deranjează? Pe noi cred că ne doare cam de 10 ori mai mult. Înțelegi? Pe lângă faptul că ne doare, mai și suportăm insulte, jigniri, așa mai departe, și acuzații. Da. Pur și simplu, eu sunt foarte supărată pe fete, chiar nu mai vreau să vorbesc cu ele. Nu mai vreau, frate, deloc. Nu mai vreau. Am văzut că aici e cu bețe fiecare pentru el. Eu chiar am crezut în prietenie. Bun. Eu sunt pe meagă-mea să... vorbească cu cineva din afară, nu mai vreau, chiar nu vreau să fiu descalificată, mai bine transmit mamei mele ce trebuie să transmită mai departe. Bun, cu asta am terminat, cu fetele, da? Și cu Ionuț, revin la Ionuț. Pe ce mă fac cu el? Da, într-adevăr, în afară nu o să mă vadă atât de mult, mai mult o să-mi petrec timpul la sală. Într-adevăr, dar în emisiune, ce ne facem? Ce mă fac el, de fapt? Da. Că el deja, vai doamne, că nu mai poate. Da. Ne pândește, ne urmărește, Kinga. Da. Nu știu că ora din hotel, dar n-am... Ce anume? Să o aplaudi. Da, te rog. Doamne, fermie, nu știu, nu mi se pare. Ieri, după ce am vorbit ce spuneai acolo în clip, chiar mă gândeam la asta și mi-a părut rău. Am vorbit și cu mama acasă. Și am spus asta. Ai vorbit cu mama ta despre Kinga? Da, da. Ce ai spus? I-am spus că de fapt dacă am obosit să-i mai spun cum să fie și chestii de genul ăsta. Și mama a zis că e drăguță, dar acum la ce am văzut
nu. Dar și ce mai spune mama ta? Ce mai spune mama ta despre ea? Atât. Mama nu spune mult. Dislike-ul. Mai avem un video, vreți să-l vedeți? Da. Haideți. Haideți să vedem și celălalt video. Nu doar că fac art, găsesc, cred că, cele mai frumoase locuri pentru date. 4 stele, da. Da. Aici unde să mă cazez eu în curând. Da, glumesc. Da, sunt foarte nervoasă, cred că se vede, nu? Nu mai pot de nervi, măi. Nu mai pot. Nu mai pot de nervi și vin să mă descarc aici. Prin Băneasa, ce să cred? Adică dacă nu-ți liniștea mea, poate și Băneasa o să fie în curând liniștea mea. Te-ai prins? Da. Deci sunt foarte nervoasă. Nu-mi place deloc ce s-a întâmplat azi în emisiune. Ce s-a mai întâmplat în plus, că a pus capac, a fost Ionuț. Ionuț, deci Ionuț e beleau. Beleau. Ești belea sau beleaua? Nu, beleaua, nu ai spus, sau bele? Beleaua. Ah, eu mă consider bele. Te-a menționat în ambele video. Ce înseamnă asta? E clar că a deranjat tot ceea ce am spus eu și îmi pare rău. Chiar jur că m-am simțit prost după ce am făcut asta și de-aia v-am spus că am vorbit și acasă, i-am spus, mama, am murit de Kinga și nu știu ce. Locuiești cu mama ta? Momentan, da. Și când ajunge acasă, te așteaptă? Câteodată da, câteodată nu. Și ce vorbiți? Nu prea vorbim mult, mare chestie, că eu sunt foarte obosit și melene să mai vorbesc. Serios, mă trezesc foarte devreme, ajung foarte târziu. A, deci bezi cafeaua împreună, dimineața? Nu, că mă trezesc repede, îmi fac baie și plec. Mai mă întreabă ea așa. Când vorbești despre Kinga? Aseară fixă, aseară m-am întâlnit puțin mai devreme și când am fost acasă, mama mă era acolo în curte și mi-a zis, ce faci, mamă? Și zic, bine, mamă, uite, am terminat filmările, cum ești? Am avut și eu un tot mai nasol cu băieții aseară, de care îmi pare rău că am reacționat și eu urât. Și după aia mi-a venit și faza cu Kinga și a zis, bă, uite, am vorbit de Kinga, că nu știu, m-am obosit să mai stau pe capul ei. Și am spus, de ce, mamă, că e ok, mi se pare amuzantă, că îi place de ea. Și atât, în rest nimic mai mult. Asta am vorbit cu ea. Vezi să vă mint? Nu. A zis că e super. Vezi să nu te sperii din nou, Kinga. Poftim? Ce anume? Să nu se sperie din nou, Kinga, când aude de mame. Nu mi-am dat seama, da. Aoleu. Păi nu, că eu nu sunt, eu nu... Vorba de familie. E vorba de familie, nu ai nu, ceva. Dar Radu nu vorbi despre familie, vorbi despre... Problemele lui personale. Da. Asta a deranjat-o pe ea, că Radu s-a dat victimă. Păi cum, că te-ai speriat și de mama lui sau, mă rog, părinții lui când au venit aici? Nu. Hai să încheiem subiectul ăsta, da. Care sărmân, nu mai are rost. Cu ce te-au supărat fetele Kinga ieri? Ai zis că nu vrei să mai vorbești cu ele. Nu mai vreau. Cu ce te-au supărat? Nu știu, eu nu știu, le-am considerat prietenele mele și Ștefania. Și nu știu, aici nu știu, mie mi se pare că s-a luat Kinga de mine, Iulia. Săptămâni te schimbă față de mine foarte mult. Nu, nu m-am schimbat. Dormim împreună îmbrățișate. Da, Kinga, la hotel cu mine în cameră ești altfel și când ajungem aici te schimb total. Cu ce mă schimb?